Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale anunță că fondurile alocate în sesiunea de primire a proiectelor pentru sectorul zootehnic prin submăsura 4.1 Investiții în exploatații agricole au fost epuizate înainte de termenul limită de depunere, respectiv data de 31 iulie 2017. De precizat că pentru Delta Dunării mai sunt disponibile fonduri în valoare de aproximativ 29 de milioane de euro afir a primit online în sesiunea din acest an pe pagina oficială de internet pentru submăsura 4.1 sectorul zootehnic 115 solicitări de finanțare în valoare totală nerambursabilă de peste 120 de milioane de euro alocarea financiară disponibilă pentru sesiunea anuală de depunere a cererilor de finanțare a investițiilor în sectorul zootehnic a fost de 60 de milioane de euro mai întâi au fost solicitate integral fondurile alocate pentru sectorul vegetal și pentru zona montană după care au fost epuizate și fondurile pentru investiții în sectorul zootehnic, finanțate prin submăsura 4.1 din PNDR 2020. Oportunitatea și calitatea investițiilor trebuie să primeze pentru că fondurile europene trebuie să fie alocate pentru finanțarea celor mai bune investiții, care vor asigura dezvoltarea durabilă pe termen lung a mediului rural. Din acest motiv, se va selecta pentru finanțare doar acele proiecte cu punctajul cel mai mare, a declarat directorul general al AFIR, Adrian Chesnoiu. Precizăm că depunerea proiectelor în cadrul sesiunii anuale s-a oprit înainte de termenul limită prevăzut în anunțul de lansare, deoarece valoarea publică totală a cererilor de finanțare depuse, cu un punctaj estimat mai mare sau egal cu pragul de calitate, a depășit plafonul de 200% din alocare. Totodată mai sunt dis Disponibile fonduri pentru depunerea cererilor de finanțare în sectorul ferme de familie, data limită fiind 31 iulie anul curent. Valoarea fondurilor disponibile pentru investiții în fermele de familie este de circa 15 milioane de euro.